Sănătate tuturora! Astăzi, 25 aprilie, vom filma cum arată livada noastră. O primăvară destul de grea, cu nopți reci, zile destul de calde. Primăvara de vreme ne bucură cu aceste culori frumoase, cu un verde atât de frumos. Aici avem un păr afghesis, un păr care văd că nu l-a afectat gerul. Furnicuțele se plimbă pe pom. Aici avem meri care anul trecut au rodit foarte bine și anul acesta, din păcate, nu avem așa mult rod. Aici avem un gutuie, mi se pare că și o gărgăriță, aici avem un gutuie champions. Aici avem o gărgăriță care s-a pitit. Aici avem cătina, e la umbră, dar sper anul ăsta să și mai revină, să crească bine. Și aici, la umbră, între pomi, am pus un păr cu clap. Un păr cu clap care anul ăsta, prima dată, văd că are și primele... A avut primele flori și acum avem și primele pere. Un păr cu clap care e la umbră, dar văd că i-a plăcut să stea aici, să la umbră să crească. Aici avem un vișin altoit, cu toate că e în vale, aici e mai afectat de ger, dar văd că a legat fructe. Câteva fructe, o să avem vișine de mâncat. Aici avem cireșii. Acesta este un cireș de mai, care ar trebui pe 9-10 mai deja să fie cireșele coapte, dar văd că au înghețat. Nu știu dacă o să lege, dacă o să rămână ceva, dar din tot ce se vede, se pare că au înghețat. Dar vedem. Aici avem o tufă de aronia care este înflorită. Aronia înflorește mai târziu, nu cred că o să aibă probleme cu înghețul, fiind o plantă sălbatică, o plantă rezistentă la boli. Aici avem doi vișini care sunt mai la dos. Sunt și protejați de ger și au floare. Sunt niște vișini altoiți care nu fac vișile așa mari, dar sunt gustoase, sunt plăcute la gust, ușor acrișoare. Aici am un măr Jonathan care e a doilea an din vegetație. Se spune că au probleme mari, nu sunt rezistenți la boli. Într-adevăr, anul trecut a avut ceva probleme, dar văd că e bine, crește. Să ne bucurăm de el. Aici avem coacăzul negru, e plin de floare,
E cu acăz negru simplu. Face niște coacăze foarte gustoase.